Copiii din tren coboară la prima. Povestea unui tânăr care nu a vrut să-și accepte destinul de asistat social. A coborât din tren la prima stație și a schimbat macazul vieții sale. În copilăria din orfelinate a muncit pentru o felie de pâine cu marmeladă. Astăzi, are propria afacere și un contract de exclusivitate pe Europa cu un important concern austriac. Te lași în voia trenului, te duci unde vrea el. Nu. În viață te duci unde vrei tu, nu te duci trenul. Poveste după poveste. Marți, de la ora 22, în direct la TVR2.